Prahova este sub codul de căldură galben până marți, 9 august, inclusiv. Temperaturile maxime vor fi în general între 33 și 37 de grade, iar temperaturile minime nu coboară sub 19 până la 21 de grade. Între timp, valul de căldură va persista în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură locală va depăși pragul critic de 80 de unități. Potrivit ANM, timpul se va răce în Prahova de miercuri, când ploile se vor întoarce. Temperatura maximă nu va depăși 28 de grade în Ploiești, în timp ce noaptea minimă va fi de aproximativ 17 grade.